În prima seară a festivalului, străzile Craiovei au fost invadate de sute de spectatori entuziasmați, dar și de artiști din toate colțurile lumii. Cu o înălțime de peste 5 metri și o lungime de 13 metri, păpușile spectaculoase sunt create special pentru fiecare ediție. Ce ai venit asta seara aici? Ca să... Văd păpușile. Văd păpușie. Ce păpuși ai vrea tu să vezi? Păpușii... Sirena. Sirena. Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a fost printre primii care au ajuns la eveniment. Este ceva inedit, care nu există în România, este singura paradă de păpuși gigant din România. Deși majoritatea păpușilor aparțin artiștilor străini, la spectacol au fost aduse și câteva păpuși realizate de un artist român. Am început acum aproximativ 7 ani și prima lucrare a fost ceva extrem de mic, doi rulmenți pe un cap, pe un târnacop, să pară un chip de ceva. Dar practicând și interesându-mă să mă dezvolt, am ajuns la lucruri din ce în ce mai complicate, din ce mai mari. O artă mai nouă, nu e atât de ca cea din lemn sau în piatră, dar începe să prind o dată cu, și cu ideea asta a reciclării și a... sustenabilității, că oricum trăim într-o societate de consum care prea repede aruncăm ce mai putem folosi sau repara. Una dintre cele mai impresionante lucrări realizate de artist este un cal înaripat. Lucrarea va ajunge peste două zile la Craiova, unde va fi vopsită și expusă în centrul cultural din oraș.